Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Astăzi, la Europa FM, omul de milioane pe care îl cunoaștem schimbă lumea cu ajutorul teatrului și face asta de foarte mult timp, cu foarte multă pasiune și cu foarte mulți adolescenți care povestesc absolut impresionați ceea ce li se întâmplă la Acting Up. Pentru că invitatul nostru de astăzi la Europa FM este președintele Asociației Culturale Acting Up, este un actor pe care sper că ați avut ocazia să-l vedeți pe scenă, dacă nu neapărat după acest interviu mergeți să urmăriți unul dintre spectacolele sale. George Lepădatu se numește. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu povestesc așa impresionat de poveștile celor care au lucrat cu voi și care au fost în piesele de teatru de la Acting Up. Cum ați ajuns voi să faceți piese de teatru cu adolescenți pentru adolescenți? Pot să spun că am început treaba asta din pasiune pentru adolescenți. Am avut așa un moment de, ca să zic, reverie. Atât eu cât și Diana Mănăilă, împreună cu care coordonăm trupa Acting Up. Și ne-am adus aminte de perioada noastră de liceu. Și zic, ce ar fi dacă? Și ce ar fi dacă? Asta s-a transformat în asociația Acting Up, pe lângă care a venit și colegul nostru Rareș Andrici. Noi trei suntem fondatorii asociației Acting Up. Și așa a luat naștere trupa de adolescenți. Am pornit la drum acum 2 ani de zile. Spectacolele, cum să zic, alegem textele împreună, Diana scrie, adică a început să și scrie pentru, nu neapărat pentru ei, ci pur și simplu, ea având o pasiune mai veche pentru scris, a zis de ce nu, aș putea să încerc acum. A încercat, a scris astfel prima piesă de teatru, Amintiri Fantomă, pe care l-am pus în scenă cu adolescenții. După ce repetăm o perioadă de, îl scoatem la public. Primul public, evident, reprezintă părinții și prietenilor. Apoi ne înscriem la festivaluri dedicate adolescenților. Și plecăm cu ele în țară, unde suntem acceptați. Noi aplicăm la cât mai multe și apoi... Bine, practic voi ați construit așa, cum se construiește o casă cărămidă cu cărămidă și da. Chiar v-ați luat o hală, mi-arătai un pic mai devreme, da. Care era un fost depozit, l-ați vopsit, l-ați amenajat, undeva în zona Cotroceni din București. Cât de greu e să-i aduci pe adolescenți să stea închiși într-o sală, să repete, să muncească? Cel puțin, nu știu, poate sunt subiectiv, că privesc și din interior treaba asta. Dar am stat foarte mult și să mă gândesc. Acum, noi suntem și în perioada de audiții. Și la audiții ei s-au ocupat de a-și căuta oameni noi care să reîmprospăteze trupa. Așa, și-au și numit termenul de audiție refresh. Și văd că nu e chiar așa greu. Cel puțin adolescenții care sunt înclinați către partea asta vin singuri și, de exemplu, când mai avem repetiții mai scurte, spre exemplu de o oră jumate, două, stau și se uit așa, când zic, păi, s-a cam terminat astăzi, adică, gata, ce să facem? Adică, de ce să stricăm ce e bun? Cum? Adică, vrem să mai stăm. Adică, văd o pasiune, văd, și nu neapărat, adică, nu toți merg mai departe către a transforma treaba asta, hobby-ul ăsta, într-o meserie. Sunt oameni de la noi din trupă care au intrat prin Olanda, în Franța, pe comunicare și relații publice, la arhitectură, la medicină. Nu toți dau la teatru, pentru că noi, eu și cu Diana, le spunem, băi, noi nu prea vă învățăm teatru. Noi tot ce încercăm e să vă învățăm să aveți niște repere în viață și să vă descurcați singuri cu propriile resurse. Și mai sunt licee mari, cel puțin prin București, care au trupele lor de teatru. Da, da. Nu ați gândit la niște orgolii? N-au încercat să vă pună bețe în roate? Nu, pentru că totul pornește de la coordonatori. Dacă ei, liceenii, sunt foarte fair unii cu alții, adică și-au un sistem de valori foarte bine determinat. Adică se uită, apreciază un spectacol, niciodată nu îl depreciază. Adică se uită și, da, poate să fie un spectacole nu neapărat mai slabe, ci poate nu foarte bine lucrate, că eu nu consider că e un spectacol slab sau bun, cel puțin la nivel de pasiune, la nivel de hobby, la nivel de adolescenți. Dacă între coordonatori există un soi de, nu știu cum să zic... Chimie. Da,
sau non-chimie, ca să spunem așa, automat și între trupe se instalează treaba asta. Dar festivalurile destinate lor, pe asta se bazează, adică să-i unească, să vadă ce fac și ce face și trupa din Roman, ce face trupa din Constanța, ce fac celelalte trupe din București sau din Baia Mare sau din Botoșani. Nu există, din punctul meu de vedere, n-am văzut adolescenți răi, cel puțin la festivalurile adică dedicate lor. Și asta e un lucru foarte bun, pentru că, nu știu, mi se pare că învață, pe zi ce trece, să aprecieze munca celuilalt. Indiferent, adică nu există termen de comparație, din punctul meu de vedere. Cum nici eu, la rândul meu, nu pot să comentez munca altui coordonator. Pot, în schimb, dacă văd ceva flagrant, să mă duc să vorbesc eu cu el, să-i spun din punctul meu de vedere, din părerea mea, care poate nu neapărat corectă, dar îi spun ce cred eu, dacă am o relație de, pot zic, prietenie, o relație puțin apropiată în care pot să accesez sinceritatea cu el. În rest, nu. Cât de greu e să fii actor? Am fost întâmpinat foarte des cu întrebarea asta. Eu nu văd nicio greutate în a fi actor, ci pur și simplu eu o văd ca pe o continuă pasiune, adică nu știu, facultatea pentru mine a semnat o prelungire a liceului în care am, cum să zic, mi-am descoperit niște instrumente pe care le aveam sau pe altele le-am perfecționat. Nu cred că e greu. Nu ți se pare că trebuie să renunți la foarte multe având repetiții care se întind pe... Nu. Cea mai mare parte a zilei? Nu, din punctul meu de vedere nu. Pentru că, cum să zic, în orice domeniu există pasiune. Adică eu nu cred că cineva alege să devină ceva fără a fi pasionat. Cred că și în medicină, cred că și în, nu știu, IT, în toate domeniile și îndeosebi în artă, trebuie să ai acel ceva, adică să te pasioneze ceea ce faci. Pe mine mă pasionează și nu văd nicio greutate în a lucra în sensul ăsta. Plus că eu nu simt că lucrez, adică nu știu cum să zic. E o plăcere continuă. În fiecare zi descoper altceva, în fiecare zi mă trezesc cu altă motivație. Am și momentele mele, bineînțeles, în care mai cad, dar îmi revin imediat pentru că mi-aduc aminte de ce am făcut chestia asta. Mi-aduc aminte de emoția și de, nu cum să zic, vibrația aia pozitivă pe care am avut-o la admitere. Și mai ales cum stăteam când am dat din prima la UNATC, cum stăteam când am fost student la SNSPA, un an stăteam acolo la cursuri cu gândul că o să se termine anul ăsta și la toamna viitoare o să dau admiterea la UNATC. Adică mi-aduc aminte de gândurile alea pe care le aveam atunci și asta mă motivează suprem pe mine. Ai vreun actor care servește drept model? Sunt mai mulți și mă uit cu admirație la ei și mi-aduc aminte și acum mă duc și mă uit la spectacolele lor. Bine, unii au murit și m-am documentat atât în timpul facultății cât și acum. Da, Victor Ebenciuc pentru mine e un actor pe care îl admir enorm. Adică mă uit de fiecare dată și văd numai pasiune. Adică, iată, răspuns la întrebarea anterioară. Nu e greu să fii actor. Pentru că mă uit la oameni de... Nu, da. E fenomenal ce se întâmplă. Când îl vezi la vârsta lui, că face ce poți să faci tu la 20 și ceva de ani, mi se pare fantastic. Mi se pare fantastic. Și mai ales că la sfârșitul spectacolului să găsești puterea să zâmbești și să rămâi alături de publicul tău. Bineînțeles, bineînțeles. Și mai sunt mulți alții. Marius Manole, iar un alt exemplu pentru mine. Mă uit din nou la el cu admirație și știu și, adică știu, nu pot să zic că știu povestea lui, adică cât a putut să muncească, de unde a pornit și unde a ajuns. Din nou, pentru mine e un actor pe care îl admir foarte tare. Și admir și dintre colegii mei.
de facultate, Ilona Brezoianu, am fost coleg cu ea, Ionuț Toader, și Tavi Costin. Sunt colegi cu care mă mândresc, Costin Dogioiu, la fel, cu care mă mândresc, că sunt foarte fericit că am fost coleg cu ei. Și da, adică se poate, și tânăra generație poate să facă asta. Da, bine, sunt mulți care privesc tânăra generație, nou val, din care faci și tu parte, da, ca fiind niște actori remarcabili și care vin puternic din urmă, și alții care zic, nu o să-i depășească niciodată pe ceilalți. O să avem și noi, la un moment dat, șansa noastră. Nu știu dacă e vorba de depășit. Adică aici că fiecare actor își pune amprenta într-un fel sau altul. Dar tânăra generație promite multe și palpabil, adică și mai sunt mulți, mulți actori tineri. Pare un pic așa privit din afara domeniului că voi trebuie să vă zbateți un pic mai mult, că parcă înainte, având control mai mare și fiind o gașcă, da, ceva mai mică, era mai ușor să, corect, te vezi. Corect, asta e și principiul. Fiind mai puțin, atunci era mult mai ușor să-și găsească fiecare. Aici, și în București, alergi, te duci la o repetiție, după care te sună, hai la un casting, e tot timpul pe fugă. Dar asta nu te împiedică să dai totul în ceea ce faci. Adică nu... depinde de alegerea ta. Dacă vrei să te împarți și poți să faci față pe mai multe planuri, sau te axezi pe unul, două și le duci până la capăt. Bun, vorbeam de Acting Up și de cei 2 ani frumoși pe care i-ați împlinit. De aproximativ un an aveți și un nou proiect. Da. Despre ce este vorba? Proiectul se numește Fii de partea mea. Proiectul a pornit la ideea Mirelei Retegan, care a scris un tratat pentru adolescenți, se numește chiar Fii de partea mea. Țin minte că am stat cu Mirela și cu Diana la o cafea și Mirela ne-a povestit așa în mare despre cam ce ar conține cartea. Și ea a propus Dianei, pentru că Diana scrisese la vremea aceea, îl scrisese deja și al doilea text, i-a propus Dianei să, dacă are o idee, să scrie un text pornind de la o scrisoare. Scrisoarea fiind scrisoarea de final a adolescentului pentru mama și tata. Diana a scris, ea a trimis textul Mirelei, Mirela a zis nu, adică trebuie pus în scenă, și așa a luat naștere, pur și simplu. Am venit cu textul la copii, la adolescenți, le-am zis, băi, uite, ăsta e textul, și ei pe ei s-au distribuit, adică au zis, și în general așa facem, adică cu orice proiect, când avem mai multe propuneri, venim cu ele, le punem pe toate pe masă, stăm o săptămână, două, trei, patru, cât e nevoie, le citim pe toate și apoi ne hotărâm pe un proiect anume. Și ei se distribuie, adică eu nu, pentru că vreau să-i învăț și lucrul ăsta, adică să-și dea seama ce le-ar prinde bine, ce i-ar ajuta sau ce i-ar provoca. Și au început să aibă reperele astea. Și Fii de partea mea, așa a început. L-am repetat la noi în sală și la un moment dat vorbeam că în Fii de partea mea, în concepția Dianei, e și un prof acolo. Și ne gândeam noi cine să fie prof. Mirela a venit cu propunerea să fie domnul Marian Rălea. Și a vorbit, domnul Marian Rălea a acceptat. Nu le-am spus copiilor, ei mă tot întrebau, cine-i proful, că țineam locul ori eu, ori Diana la repetiții. Și a venit vremea să le zic. Și aduc aminte, zic, băi, proful e domnul Marian Rălea. S-a lăsat liniștea completă, adică nu, în momentul ăla îmi pare rău că nu l-am surprins. S-a lăsat liniștea și am început după aia să se obișnuiască cu ideea, să zică ok, erau toți așa. După aia urma întrebarea, când vine? Păi mâine. Cât mai este până mâine? Au început, stai, că putem să terminăm azi mai devreme, să mergem acasă, să ne învățăm textul, să nu știu ce, să știm tot, să fie totul perfect. Și băi, stați un pic, adică nu e chiar așa, adică dacă domnul Râle a acceptat, adică trebuie să
construim împreună acest spectacol. Și a fost super, super mișto toată perioada de repetiții și cu domnul Râlea. Și proiectul Fi de partea mea a făcut parte dintr-un eveniment, lansarea cărții Fi de partea mea, lansarea videoclipului Fi de partea mea, pentru că Maia a înregistrat împreună cu tatăl ei Cornel Sorian și eu așa aș putea să-i spun imnul adolescenților Fi de partea mea, și nu doar eu, cred că, adică și ei, și acest spectacol. A fost la Teatrul Notara în iunie, pe 8 iunie, și a fost un succes mie, adică eu cel puțin am fost surprins, adică mi-a plăcut pur și simplu tot, efectiv, și videoclipul, și spectacolul, cartea am citit-o și eu, și da, sunt foarte multe repere pentru adolescenți și mai ales pentru părinți. Mai ales pentru părinți, pentru că sunt probleme care se confruntă adolescenții, pe care părinții nu neapărat că nu le văd. Pur și simplu unii trec așa pe lângă ele pe principiu că se rezolvă de la sine. Nu chiar. Adolescenții chiar au probleme. Chiar au, adică nu că au, nu sunt oameni cu probleme, dar e schimbarea asta, e fix vârsta aia în care toate se produc, de la schimbări hormonale până la gânduri, orice. Și trebuie să fii lângă el. Trebuie să fii lângă el, mai ales ca părinte, din punctul meu de vedere. Eu ar fi, mă rog, adică eu nu sunt părinte, dar pentru că am contact foarte mult cu adolescenții și respectiv cu problemele lor, fiind și apropiat de vârstă, că nu e o mare diferență între mine și ei, adică sunt maxim 10-12 ani între, ca și diferență de vârstă, pot la un moment dat să le zic, băi, uite, cam așa aș proceda eu, sau eu când m-am întâlnit cu situația asta, am încercat varianta asta, dar nu pot să le spun fă așa, pentru că așa e. Că după aia se naște firesc întrebarea cine ești tu. Bine, ar și respinge din start. Bineînțeles. E o trăsătură adolescenței. Absolut. Respingi tot ce-ți vine categoric. Caractere puternice, adică au păreri. Și asta e foarte bine. Eu tot timpul și cu Diana încurajăm. Băi, nu trebuie să taci. Trebuie să ai o părere pertinentă, să-ți o justifici, să ai un argument, să ai contraargument și să-ți ții de părerile tale. Dacă sunt greșite, sau dacă nu sunt neapărat în sens, mai bine taci, asculți și după aia acționezi. Adică către asta îi încurajăm. De ce are nevoie un adolescent ca să fie actor? Să nu uite niciodată pasiunea cu care, nu știu, repetă, cu care emoția de dinainte de festival sau emoția dinainte de spectacol, motivația pentru care o face, că până la urmă el o face pentru dezvoltare personală cât e în liceu. Și asta le spun tot timpul, mai ales celor care vor să meargă, și nu neapărat celor care vor să meargă în direcția asta. Le-am zis, orice domeniu ți-ai alege să studiezi mai departe, nu uita plăcerea cu care vii aici, în curtea asta, în sala asta, pasiunea pe care tu o ai, nu neapărat efortul, ba da, și efort, că uneori e și efort, efortul pe care îl depui, dar la final de zi ești mulțumit. Nu uita niciodată de lucrurile astea, pentru că mai încolo creștem, suntem doar niște copii mai mari. Dacă vă păstrați prospețimea asta și fluența lucrurilor pe care le faceți, n-are ce să iasă greșit din treaba asta. George, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.